Zona istorică Traian devine al doilea centru al Timișoarei din acest an. Deja animată de un campionat de fotbal, târguri, ateliere, sesiuni de muzică și teatru și diverse activități în Palatul Ștefania, Piața Traian va fi plină de viață la Târgul de Paști pe care primăria Timișoara îl deschide sâmbătă alături de Casa de Cultură a municipiului Timișoara. Regenerarea urbană, zona Piața Traian, începe în acest an cu impresionantele clădiri istorice, locuri pline de verdeață, alei de promenadă, locuri de joacă pentru copii, piață Sete. Zona se transformă în al doilea centru al Timișoarei. Acum zona istorică este intens circulată, tramvaiele și mașinile merg pe aceeași bandă. Intersecția dacilor Ștefan cel Mare e problematică pentru mașini și pentru tramvaie. Mașinile sunt parcate și de o parte și de alta a străzilor. Zona pietonală nu e cea mai prietenoasă. Nu avem nici suficiente spații verzi. Transformăm complet 15 străzi și 4 piețe, un total de 6 hectare. Amenajăm și spații în care oamenii să se întâlnească. Trei parcuri, două locuri de joacă pentru copii și o piață de cartier modernă. Intervențiile se vor face etapizat astfel încât impactul asupra locuitorilor să fie cât mai redus. O administrație despre timișoreni și nevoile lor, nu despre conducătorii lor, transmite viceprimarul timișoarei, Ruben Lațcău.